Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Pe săgetător îl așteaptă o lună fericită, care va trece sub semnul comunicării prietenești. În octombrie, săgetătorii vor dobândi calități de lider. Vei fi motivată de ceva și vei inspira oamenii din jurul tău. Respectă cu strictețe ordinea și regulile. Pentru cineva, vei deveni o adevărată autoritate. Abilitatea ta de a vedea în viitor și de a simți probleme mai multe decât alții va fi apreciată. Datorită lui Mercur, înclinațiile organizaționale și abilitățile de planificare pe termen lung sunt activate în prima decada a lunii octombrie. Lună plină în berbe pe 9 octombrie este cel mai bun moment pentru dragoste și petrecerea timpului liber cu copiii. La aceeași dată, o relație nepromițătoare se poate încheia cu calm. Dragoste, schimbări majore vin în viața ta personală. Prima decadă este plină de surprize și cunoștințe. Un ales exotic va apărea la orizont și te va cufunda într-o serie de sentimente pasionale. O astfel de dragoste va duce în sentimente de fericire și bunăstare. Dar nu te gândi multă timp, pentru că totul se poate dovedi a fi pe termen scurt și nu grav. Crearea unei familii va fi puțin probabilă. În orice caz, iubirile trecătoare nu vor avea sfârșită toată luna. Săgetătorul cu familie va simți spiritul romantismului. Vei dori să comunice mai mult cu membrii gospodăriei? Aceste lucruri îți va oferi putere morală și un stimulant pentru excelență. O schimbare de peisaj este cea mai bună modalitate de a consolida o relație a doua jumătate a lunii octombrie va fi foarte distractivă. Este necesar să-ți alegi bine prioritățile, să apreciezi atenția celor dragi și să întărești relațiile. Sănătatea Prima decada a lunii octombrie pentru săgetător nu va fi ușoară în ceea ce privește sănătatea psihologică. Situațiile stresante vor avea un mare impact asupra organismului. Pot apărea exacerbări ale bolilor de multuitate, în special pentru cei care suferă de alergii. Fii în gard atunci când ieși din oraș sau într-o călătorie lungă, ține întotdeauna o trusă de prim ajutor cu tine. Include mai multe legume și fructe în dieta ta, dar carnea grasă ar trebui abandonată în favoarea peștelui. O astfel de nutriție va avea un efect pozitiv asupra sistemului digestiv. La sfârșitul lunii octombrie, riscul de infecții și otrăviri va crește așa cum verifică bine când alegi restaurantul, păstrează igiena alimentară, fii atentă la data de expirare a alimentelor. Ziua de 25 octombrie poate fi cea mai traumatizantă și agresivă zi. Ai grijă de tine! Banii La începutul lunii, săgetătorul va cădea într-un vârtej de dispute și discuții. Va fi deosebit de dificil pentru cei care au activitate legate de jurisprudență. În ciuda acestui fapt, vei obține un mare succes și vei uniformiza echilibrul material. Este bine dacă în cercul tău există oamenii de încredere, să poți cere ajutor în momente dificile. De la mijlocul lunii octombrie, o stare de luptă se va trezi în tine. Aceste lucruri îți va permite să cucerești noi culmi, poți cere o mărire de salariu șefului tău sau poți începe o ascensiune de lungă durată de avansare în carieră. Toți ceilalți te vor urma, lucrătorii din comerț pot observa o creștere a performanței, în ultimele zile ale lunii te așteaptă o mulțime de lucruri plăcute, poți conta pe profit, pe primirea bruscă de bani ușorii la care nu te aștepți, căutătorii de locuri de muncă ar trebui să-și încerce norocul în domeniul creativ, dacă ești pe din afară din această direcție, atunci așteaptă, în doar câteva luni, norocul îți va zâmbi. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept!